Consilierul județean PSD din Zalău, Alexandru Șerban, care a fost prins înainte de Crăciun beat la volanul mașinii, a scăpat deocamdată cu dosar penal pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Analizele biologice au arătat că acesta avea o alcoolemie de 1,55 la 1000. Probele au fost trimise la Institutul de Medicină Legală din Zalău, iar alcoolemia a fost stabilită de medicii legiști. Analiza probelor biologice de sânge au relevat faptul că în seara producerii accidentului șoferul conducea cu alcoolemie de 1,55 grame pe litru alcool pur în sânge. Au fost întocmit de premergătoare începerii urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o alcoolemie peste limita legală, respectiv 0,8 grame pe litru alcool pur în sânge.